Acum, dacă ne uităm în Europa, Biserica Ortodoxă Română este cea mai prigonită din toată Europa. Nu e greu de constatat. Uitați-vă numai așa la nivel european și o să vedeți. Dar de ce? Pentru că e cea mai puternică din Europa. Din punct de vedere domnicesc, nu material, bineînțeles. Este prea multă religiozitate aici, de asta trăie redusă cumva, din perspectiva unora. Dar de asta este luptă aici, pentru că este valoare, pentru că este viață. Nu mai vorbim dintre biserici ortodoxe actuale, mergem cel mai bine. Și în plan social, și în plan monahal, că suntem într-o mănăstire. Suntem țara cu cei mai mulți călugări din lume. Suntem numărul unu mondial la capitolul ăsta, raportat la numărul populației. Avem un popor excepțional, înțelegeți? Cu Dumnezeu e posibil orice bun, lucru bun, cu diavolul sau fără Dumnezeu, ca a fi fără Dumnezeu egal a fi cu diavolul, iarăși tot rău e posibil. Deci, odată ce te-ai despărțit de Dumnezeu, e posibil orice rău. Gândiți-vă la demoni. Cum au ajuns demoni? Că ei au fost îngeri buni. Și Lucifer, care îi conduce, a fost cel mai frumos înger făcut de Dumnezeu, arhanghel. Cum a ajuns Balaurul cel Mare? Prin faptul că s-a despărțit de Dumnezeu, s-a separat de Dumnezeu. Atât. Doar s-a despărțit de El și s-a deformat și s-a stricat în așa halde și în continuare. Dar asta se întâmplă și cu omul. Și omul tot așa. Și oamenii și relațiile și orice altă realitate. Chiar spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că orice realitate netransfigurată degenerează. Realitatea personală, impersonală, netransfigurată, nesfințită, se strică. Și se strică la infinit. Și se tot strică. Na. Păi, vedem toate astea, de unde vin asta? Din despărțirea de Dumnezeu. Atât. A societăților occidentale. Și vom vedea dacă prin criza în care, la care se ajunge, vor înțelege că asta e cauza sau nu.